Reprezentanții primăriei Timișoara anunță că Dominic Friț a semnat contractul pentru proiectarea centrului de colectare separată a deșeurilor prin aport voluntar, care va prelua 13 tipuri de deșeuri. Documentația, care include studiul de fezabilitate și proiectul tehnic, va fi întocmită de o firmă din București în termen de 60 de zile, contra sumei de 240.000 de lei, echivalentul a aproape 50.000 de euro. Centrul va funcționa în calea șagului pe o suprafață de 2,5 hectare. Aici vor fi preluate 13 tipuri de deșeuri de la timișorenii care le vor preda prin aport voluntar. Printre acestea se numără deșeuri periculoase, deșeuri textile, electrice și electronice, mici obiecte de uz casnic mari, hârtie sau carton, plastic, lemn ori mobilier, sticlă, anvelope, metal, deșeuri de grădină, de construcții diverse sau deșeuri de construcții molos. În plus, aici vor mai funcționa un centru de reutilizare a bunurilor aduse în centru de cetățeni și care pot fi refolosite, de exemplu, piese de mobilier. Aici vor mai funcționa de asemenea o platformă cu concasor pentru deșeurile din demolări și construcții, dar și o platformă pentru compostarea deșeurilor vegetale. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta C3, Managementul Deșeurilor.